Cristi Balaș, arbitru, da. Cumva concitadinul tău sau ceva de genul ăsta? Concitadinul meu, vecinul meu de scară. A, zău, stai așa un pic. Cum adică? Deci vecinul tău de scară te-a dat afară, a dat și penalti pentru Steaua? Incredibil. Da. Și când v-ați văzut la scara blocului sau nu mai plecase de la bloc? A, nu. Ne-am întâlnit, ne-am și vizitat, am discutat despre aspectul respectiv. Cum i-ai spus despre aspectul respectiv? Cristi. I-am spus, Cristi, ai greșit. Da. Și el ce a zis? Nu a zis nu, dar a zis că sunt acoperit de regulament. Celebra. Asta era vorba celebră cu care un arbitru îți închidea gura. Domnule, s-a acoperit de regulament. Păi înțeleg că nu l-ai atins. Pe partea asta, foarte sincer, am trăit mulți ani împreună aici, la bloc, ca vecini, da? Prieteni. Pe partea asta, să știi, și el ca arbitru și alți arbitri nu-și povestesc viața lor. Așa. Efectiv, nu-și o povestesc. Chiar dacă încerci cumva să-i tragi de limbă, nu reușești. Nu, că nu-ți dau multe amănunte. Parcă au un fel de, din punctul meu de vedere, parcă au un fel de cod secret.